bombardierilor, al vostru Wolf vă salută pe voi pe Ocunașe. Regula de aur, nasturile de sus trebuie să fie încheiat, ăla de jos, nici poveste. Astăzi vă voi prezenta parfumul Prada L'Homme, după cum bine v-am promis. Am zis că încep cu el, însă așa a fost să fie. Carolina Herrera, vestimentația mea cu piele, cu astea, m-am îndrumat să-l folosesc pe el, să vi-l prezint întâi. Haideți să vedem câteva teste, o să vă zic notele de vârf, reacțiile oamenilor, câte feedback-uri am avut plăcute, complimente și tot. Asta la final, întâi. Haideți la atac! Bună! Mă scuzați că vă deranjez. Fără rușine și cu tupeu, lucrez pentru o campanie cu tematica parfumurilor. Da. Și am parfumul ăsta de băieți, Prada L'Homme. Da. Aș vrea părerea amândurilor, atâta de la tine cât și de la iubita ta. Da, mi-aș mie. E fain. Vă place și cam ce vă inspiră parfumul? Cel mirosit, zic așa, cum, pe ce persoană l-ai vedea? Îmbrăcată elegant. Sau... Elegant, cum ești îmbrăcat? My business? Da, exact. Aceeași părere și da. Nota finală care ar fi? 9. Tot 9, de-aia mă gândesc. Mai bine vă întrebam să ziceți deodată. Vă mulțumesc frumos, o zi minunată să aveți. Foarte bun și... Băieții, acum fata, nu știu că fata s-a luat după băiat, dar băiatul chiar o știut. E pentru o ținută business elegantă. Nota nouă. Bună ziua, nu vă supărați. Lucrez în cadrul unei campanii pentru promovarea parfumurilor. Nu vă vând nimic, vă cer doar părerea. Uitați, acesta este parfumul Prada L'Homme. Să-l mirosiți? L-am dat deja. Și să-mi spun... Ce vă inspiră așa? Ce imagine vă oferă? Ceva de la mare. De la mare? Da. Și cam pe ce gen de băiat l-ați vedea purtând? Tineri. Tiner? Tineri? Adolescent, să zic. Îmbrăcat cum? Mai business, mai de ieșit în oraș? Casual? Stilul ăsta? Sau puțin exagerat de business? Cam business, ceva mai casual de atât. Okay. Ce note i-ați oferi? De la 1 la 10? Un 9. Vă mulțumesc tare mult, sunteți o drăguță. Avem din nou nota 9. Vedeți? Nu așa dacă ar fi tătie. Cu pasiune, ați văzut cum o mirosit. O sta și s-a uitat în gol. Mai că o închis ochii, dar era al treilea ochii s-a deschis. Așa trebuie. Aia s-a oprit când a văzut că sunt cu camera. Nu vrea. Bună ziua, scuză-mă că te rețin. Sunt într-o campanie pentru promovarea parfumurilor. Nu-ți vând nimic, aș cer doar părerea. E parfumul de băieți, Prada L'Homme. Aș vrea să-l miroși, dacă te rog, și să-ți dai cu părerea. Cam ce ți inspiră? Dacă îți place? Îmi place. Nu e atât de puternic încât să fie țipător la miros. Într-adevăr, e un parfum fraș. Da. L-ai vedea potrivit pentru o ieșire seara în club sau pentru sport, pentru îmbrăcat, mai business? Cred că pentru orice tip, și sport și business. Și sport și business. Nici de cum de ieșit în club. Pentru orice. Da? Da. Ca să te ăsta, mai mult e sport, business, cum ai zis prima oară, dar merge și de club așa. Ce note ai oferi? De la 1 la 10? 9. 9? Toată lumea oferă nota 9. Permanent este loc de mai bine. Corect. Îți mulțumesc tare mult. Felice. Numele meu este Livian. Felicea. Îmi pare bine, Felicea. O zi minunată să ai. Nota 9 din nou. În cadrul unei campanii pentru promovarea parfumurilor, nu-ți vând nimic, îți cer doar părerea asupra parfumului ăsta, Prada L'Homme. 2 minute, nici măcar. Îl miroși și îți dai o părere. Îmi place. Cum? Îmi place foarte mult. Pe ce gen de băiat l-ai vedea purtând? Pe iubitul meu. Pe iubitul tău? Îmbrăcat cum? Nu știu, poate la costum. La costum? Da. Foarte bun răspuns. Ce note ai oferit parfumului ăsta? De la 0, 1 la 10?
După cum ți-ai mușcat buzele, e peste 9. Da, e undeva la 9.50-10. 9.50-10. Da. Mulțumesc. Perfecțiune, dar e ok. E loc de mai bine. Livian. Denisa, îmi pare bine. Îmi pare bine, Denisa. O zi frumoasă. Bombardierul, ahoi! Le place, mă, le place. Parfumul Prada l-om. Preț mic, dar rezumatul la final, mă. Tot ăsta, rezumatul la final. Simt persoanele care se feresc. Bună ziua! Dar nici măcar două minute, un minut. Lucrez în cadrul unei campanii pentru promovarea parfumurilor. Fără să-ți vând nimic, aș cer doar părerea asupra parfumului ăsta. Prada l-om. E fain, îmi place. Ce notă ai oferit de la 1 la 10? 8. 8? O zi minunată. O tras în jos ratingul. Hai că mai vin eu marimba. Scuză-mă că te rețin. Doar un minut. Lucrez în cadrul unei campanii de promovare a parfumurilor. Vreau să-ți dai cu părerea asupra parfumului ăsta, Prada l'Om, de băieți. Da, miroase foarte bine. Pe ce gen de băiat l-ai vedea? Pe iubitul meu. Îmbrăcat cum? Cam așa. Business? Da, lucrează la bancă. La bancă? Ce notă ai oferit parfumului? 10. Miroase super. 10? Da. Îți mulțumesc frumos. O zi minunată să ai. Unele femei îmi dau așa niște emoții de mă bâlbâi. Bună ziua, mă scuzați că vă rețin. Lucrez în cadrul unei campanii de promovare a parfumurilor. Și aș vrea o părere sinceră, numai să-l mirosiți și să vă dați cu părerea, dacă vă place. E foarte bun. Ce notă i-ați oferit, de la 1 la 10? 9. 9? Vă mulțumesc tare mult, o zi minunată. Vedeți, doamna-i doamnă, mă. Cunoaște. A fugit. Aici. Bună ziua, scuză-mă, te rețin doar un minut. Lucrez în cadrul unei campanii de promovare a parfumurilor. Acest parfum e Prada l'Om și aș vrea o părere din partea unei doamne. Domnișoare. Da, e bun parfumul. Să-l mai dau o dată, nu se simte? Ba da, se simte. Și ce notă i-ai oferi? De la 1 la 10? Un 8. 8? Pe ce gen de bărbat l-ai vedea purtând? Îmbrăcat cum? Elegant. Mulțumesc tare mult. O zi minunată să ai. Vedeți? Parfumul ăsta chiar inspiră eleganță, prospețime, curat, sinceritate. Ziua vi-l recomand cu foarte mare căldură. Noaptea, niciun caz. Doar un minut. Cât să vă dați cu părerea despre un parfum? Timiditate. Te rețin doar un... Nu fă din astea cu mine că n-am chef. Începeații derilor, nimeni altul decât... Atențiune, fraților, aici ai un sunt persoană. Să ieșim, să nu ne... Alex, te rog eu frumos să-ți dai cu părerea, fac o campanie despre parfumuri. Prada l'Om de băieți. Dacă ți-ar place, dacă nu... Beton. Ce notă i-ai oferit? 10. 10? Normal. Exact nota lui. Te pup, o zi faină. O zi faină să aveți. Mă scuzați că vă întrerup de la... Nu? Bună ziua, mă scuzați. Lucrez la o campanie în cadrul parfumurilor și aș vrea o părere despre parfumul Prada l'Om de băieți. De bărbați? Da, e de bărbați. Da, foarte bine. Vă place? Da. Și pe ce gen de bărbat l-ați vedea? Pe un bărbat care își păstrează este masculin. Un bărbat care e masculin, sunt și bărbați care doar sunt bărbați. Corect. Și ce îmbrăcăminte ați vedea pe bărbatul ăsta? O îmbrăcăminte clasică. O notă finală de la 1 la 10? O notă nouă, că 10 e greu. Încă, da. Vă mulțumesc frumos, o zi minunată. Ceau, ceau. Bombardierilor.
Cu peții nu se poate face nimic fără să devină treaba amuzantă. Am terminat proiectul ca și încheiere. O ultimă părere, bineînțeles, a mea și a lui domnul Pețo Caslucian, care este as în descrieri și alte imaginații. Peții, te rog frumos, aminau să și dă-ți o părere sinceră. Acest parfum, după prima părere, este un parfum dulce, pe care dacă... Dulce? Dulce în ce sens? Dulce, sensul ăla de dulce sau dulce fresh? Dulce, fresh și ceva fermecător, pe care dacă m-aș parfuma cu el și aș emana parfumul și mirosul în sala de sport, ar fi... și-ar scăpa oamenii bările pe ei. O notă pe ții? Nu pot decât nota 10 să-i dau și 100% îl voi folosi. Bombardierilor, după cum ați văzut, numai reacții pozitive, note, o singură notă de 8, restul, media a fost de 9. Bineînțeles, oameni darnici ca și peții și foarte ambițioși, o dat nota 10. Note de vârf, piper, note de mijloc, ambră, mușețel, iar note de bază, paciuli. Nu uitați, notele de vârf se simt la primele 20 de minute, după aceea se evaporă, își intră în rol notele de mijloc, ambra cu mușețelul, ambra, și după aia vine paciuli. Vă pupăm, nu uitați, Prada Lom, uitați aici, recomandarea mea pentru... Dacă n-aveți parfum pe timp de zi, nu pe timp de noapte, vă repet de 100 de ori, foarte bun. Nota mea personală, cred că aș merge un 9.50. Un 9.50. Vă pupăm și o zi minunată să aveți. V-am pupat, pa!